Victorie, că v-ați apucat de țăsut. M-am apucat încetul. Mere lucru, mere? Păi mere așa încetul. De câte vreme lucri la stative, la război? Vai de mine, că lucru de când mă știu aproape. M-am măritat de 57 de ani măritată și cred că nu știu dacă au trecut an să n-am stative. Și de atunci a lucrat într-una? Da. Cam de la ce vârstă ați învățat să lucrați la stative? Apoi la acasă, cam la casă, casă la mama. M-a învățat mama țesă, cum țeseam atunci, verniși, șerje. N-a cum să fășe ismeni la bărbați. Da, da. Și apoi m-a învățat țesă, eu am fășat mai mare. Din fete, că au avut 3 fete și eu am fășat mai mare. Și apoi m-a învățat, a lucrat tot ce. Cam ce vârstă ați avut când ați săsupt întâia oră? Cam 14 ani. O țiră de baită. O țiră de baită eram, da, că eram subțirică, micuță, slăbucă. Și v-a pus mama acolo în război și ați păi învățat să lucrați. Păi puneți, atunci a fășit femeile pânură. Nu, mă pune să mai țesă, să mă învăț a țesă și în patruiță, că doar să te mărita și apoi trebuie să-i fac la bărbașoare și, da. Așa era vremea mai de mult. Vremea mai de mult. Cu destea. Ia că o femeie trebuia mai de mult să ții o casă. Păi să ții o casă, să torcă, să spele tortul și să țesă și să facă tot ce trebuie în casă, o să găsesc de tătișelea. Atunci atât le fășea femeia. Până la cingeu, cum zicem noi, cingeu de te șterzi pe braț și viernică pe pat, nu cear-ceafăr, cum să zic ca om. Tatele lucra femeia de mână. Tatele fășea femeia. Mai sunt oameni femei, de fapt, care lucră pe aici, prin Ilva Mare, la stative? Mai puține, nu crești eu așa, nu. Mai puține. Mai puține. Mai puține. Încă am fost mai devreme pe la Poiana Cătunienilor și acolo am întâlnit-o pe Lea Corneluță și tot așa lucra la stative. Iar îmblând pe alte sate pe coclauri, îmi spuneau multe femei că o zvârit stativile. Ba le-o tăie de foc, ba le-o da drumul și le-o aprins. Nu le zvâr. Cât trăiesc și cât pot face, nu le zvâr. Am un coș de feștituri să fac, să pun o teară de trăiști. Trăiți. Vreți să faci și trăiți. Trăiți să fac, pe când noi muri, să aibă fetele în șe, pune coloase, se dă coloase la mormântare. Așa v-ați gândit. Mai am țăsuce, dar ați că ce să fac cu acelea vopțite, că astea tinere nu mai țăsă. Nu li-s dragi? Păi am cusături, am cosă în chelinuri, fac alte lucruri, nu mai țăsă, nu le place să țăsă. Nu. Știu țesă, și fetele mele știu țesă, tătișele. Le-ați învățat? Le-am învățat, știu, tăsul covorul, tăsul șeje, tăsul prosope. Da, eu nu mai fac, că nu le mai pun, eu nu le țip. Așa cum le vezi, așa stătea una. Am văzut că vii stare dragi încolo, vii zgătate căsele cu plăcuță, fain. Și încolo, evident, și aia casă. Mm-hmm. Eu nu le țip, că nu-mi îndemână părinții voli. Dar aici văd că ți-ați zis niște pânzături, niște cătrință, cum da, să zic, în alte zone. Pânzături. Aveți cereri? Le faceți prin sat, la oameni? Nu, sau? Rar care le fac, la eu fac la nepoate. Mm-hmm. Dar dacă ar vrea niște domni, uite, care se uită la mine tale să le faceți niște pânzături sau niște pânză de casă să le țeasă, să le-ați face? Fac. Le-ați face? Fac. Mm-hmm. Fac. Cum să nu? Că mă mai întreabă unul altul, că oare unde mai poate mere. Dacă mă lasă Dumnezeu cu sănătate, fac. Cât sănătoasă fac, că nu pot sta. Câți ani ai la Viorica? 74. Victoria. 74. Împliniți. Mulți înainte. Nici n-arătați, v-am zis că de. Mulțumesc. Mai mult de 60 de ani nu v-aș fi dat. Văd că sunteți îmbrăcată și într-un costum popular tare fain. Cred da, că este ai făcut de mine tale, așa ai? Da. E de așa la bătrânesc, da, e de mult. Da, de mult. Era, nu știu dacă mă zic bine de când eram fată sau nevastă tânără, cam așa ceva. Mm-hmm. Da. Și stativile astea, războiul este de țăsut, cam de câtă vreme l-aveți? Astea sunt făcute mai nouă. Sunt mai noi? Mai noi. Mm-hmm. Înainte era altfel. Mai, nu, cum se fășea atunci, mai nu așa fain. Și cine vi le fășea? Păi era meșter anume. Care era tâmplar care era lucra tâmplar, la ele. Mm-hmm. Cu ițele? Și cine fășea ițele, de exemplu? Ițele eu le fac. Neatale. Dar pe scăiatele le cumpăram de la spătare, și le cumpăram. Mm-hmm. Tot felul și ne trebuia și știam că trebuie să...
Și ițele le faceți dumneavoastră? Da, eu le fac ițele. Cum e cu datul prin spatele, Victorie? Da, păi bine, da, dacă ai cu cine. Eu țin minte pe mama că se năcăja multe șasuri până dădea șir cu șir prin spate. Da, păi da, că sigur. Întâi pâniță și apoi prin spate. Da, pânițele pe prin spate, nu, le fac, pui pânza pe ce zăbăjești mai mult, că e, no, e lată. E lată. E lată. Da, păi, singur nu poți da prin spate, nici pânița. Hai că prin spate mai dai cum dai, da. Trebuie să urmări să nu le ieși din zgur, că apoi faci pinteară cărare și nu-i faină. Așa-i. Pe aici mai îmblă lumea îmbrăcată în port popular, în costume populare. Am s-o mai de dat, de aceea mai vezi că face și corneluța. Mai fac, mai îmblă și anostesea mai tinere. Le fac la nepoatele mele, la tătele plase. Dar mai mult în sărbătorile mari. Apoi cam pe la Rusale, la Sfânt Petru, la Paști. Na, sărbători. Vara, așa, când se mai îmbracă. Dar e bine cât să mai ține. Păi e bine că e fain. E fain. Portul țărănesc oricând nu fă fain și oricând e fain. Și o haină țărănească gândești altfel când ești îmbrăcat. Și asta făcută de casă, parcă mai țapână, stă mai bine pe tine. Altfel stau, nu, altfel. Și astea-s faine de tergar cum fac am, că și eu am un rând așa. Dar gândești că când ești făcute de mâna ta-s mai faine. Na, de așa am făcut și la nepotă. La televizor vă uitați la Victoria? Mă uit. Ce părere aveți de portul popular pe care îl vedeți la televizor? Cum vi se pare? Eu am părere bună, că mi-e dragi. Vi-ți dragi? Uite, am părere atât de bună, că mi-e dragi. Mai sunt și interpreți de muzică populară care îmbracă și tot felul de plasticuri. Și cu tot felul de țânche. Mă vedeți dumneavoastră cum e lumea asta. No, nu mai rar care, dar mai la televizor vezi multe care sunt haine de demult, care le păstrează și le noiesc și vezi că le primesc și le mai cumpără și le noiesc. Da, le păstrează, că sunt haine. Sunt haine. Cum trebuie ținută haina populară să stai în ladă? Cu ce? Ce puneți în? Trebuie să o ții, să o pui, să nu... Să nu mănânce molile. Să nu mănânce molile, să nu să gălbinească, să pui... Le pui așa, tătelor, le mai cazi în când în când, le scoți afară, le mai speli. Îmi povestea o femeie că mai punea frunză de nuc în ladă ca să nu dai molia. Și frunză de nuc, pun, dar, că, la haine n-am pe frunză de nuc, că am gândit că să înverzească ori să se gălbinească. Fără la șerge, apă o pun. Și mai pe după covoară le mai pun așa frunză de nuc să le rodă molile și naftalina. No, că... Lucrim mult la ele și să te le rodă molile, nu-i fain. Așa e. Ia mai de mult pe vremea asta erau șezători la Victorie. Vă amintiți de șezători? Ai, da. Ați îmblat prin șezători? De mine am îmblat atunci pe vremea aceea că era șezătoare, nu? Mereu șezătoare, torșem, la câine, pe când îi dă mama la câine, că îi pune caier. Și, ne dați torșiți acolo câte două fusă, să nu stați numai să vă... Jucați să-mi las pe afară, să torci acolo, că dacă nu torci, atâta cât îți dau, nu te mai lăs. Nu am mereu așezători, vine fișori, fășe fântână. Vă era drag acolo? Era drag. Dar acolo din așezători m-am cunoscut cu soțul meu. Acolo v-ați întâlnit cu bărbatul? Da. Și de acolo apoi se fășe bere. Înainte să fășe bere, un joc, așa, să bere. Între sărbătorile de iarnă. Da, începea la Crăciun. A doua zi de Crăciun se începea berea. Și apoi se gata... Până de anul nou. Anul nou sau după bubătează, cam așa ceva. Nu, era fain. Și apoi m-a dus soțul meu în bere. Și apoi de la bere am împrietenit. Și câtă vreme ați grei la oaltă? Atunci am grei, fetele am grezi cam cu aii. Atunci, grea cât grea, o țire și ce se părinți apoi, ori vă luați, ori în un coș, ori în colo. A fost gătată armata, cătana? Nu. Nu? Nu, eu l-am purtat în armata. V-ați luat și apoi s-o dus? Da. Ați fost tânără, înseamnă că? De 16 ani m-am căsătorit, el a avut 20 și el nu a avut părinți. Și săracul fosilit să-n soare. La 16 ani v-ați meritat? La 16 ani m-am meritat. Și cum așa a fost cununia asta? Atunci când și traiul cu bărbatul? Traiul a fost foarte bun. Am avut un bărbat foarte bun. Foarte bun, un bărbat. Cu minte am avut, nu bețiu, nu cu vorbe hâde, nu cu... Nu, ca bărbatul, mai se mai nerva, că așa se mai enervează bărbatul, că nu poți să-și iei lemn din biserică.
Așa, da, și văduvă de cât sunteți? Poftim? De câtă vreme sunteți văduvă? Da, până la vară am 5 ani. 5 ani. Cam 7 august fac 5 ani. Am după timp de iarnă, femeile cu ce se mai ocupă pe aici la Ilva Mare? Păi pe aici... Astea mai bătâne care mai pot și mă să mai gire, mai... Să da prepuțin țăsă. Am prepuțin. Nu, eu nu prețin așa minte să țăsă am femeile. Am văzut că ați făcut pânzături, alăsături, cine le face? Alăsăturile am mai făcut și eu, de exemplu, astea sunt făcute de mine, le-am ales eu. Uh-huh. Alăsăturile astea. Și țăsute de mine și alesă de mine. Și apoi le mai plătesc la care știu să mai... Și eu am ales, dar nu mă mai gizi, că nu... Veți și mai rău. La văd cu ochelarii, dar după ce îi folosești mult la ucii, mă cam dor ucii, e dur. Da. Nu, și la vârsta mea, n-ar trebui să mai fac de astea. Ar trebui să stați liniștită. Numai că îmi place și nu poți nici sta. Nu, nu poți sta. Că o țără de mișcare e bună și azi că să le mai fac, cât mai trebuie să le mai fac la nepoștile astea, să aibă. Să le mai faceți cât trăiți. Păi să le facă trăiți, așa cine să le mai facă, că dacă nu mai țeasă, nu... Fetele nu vreau să se învețe, că am elicosă, în chelinuri. Na, astea s-a mult la putere, chelinul. Chelinul. Când v-ați măritat la Victorie, ce v-a dat mama de zastre? În lada de zastre, ce v-a pus? Da, pe atunci, cum s-a dat atunci, șergă, viernică, față de masă țăsută de cânepă, față de perin țăsute de cânepă, ales în drut. Nu, no, mai ales mai lege și în guș, că atunci să mai lucra așa în guș, să zice. Nu, astea ți le da. Ceva și să-ți da e. Lucrurile din astea. O bucată de procuță, păi așa nu mai am, că o vici, o de mult și l-am pus pe jos pe la praguri. Da, da. La Victorie... Atunci nu prea avea așa multe femeile procuțe cu mama, nu și-a dădea podobe, am mult. No. Și când m-am măritat, eu nu prea făceam, numai... După aceea, pe atât am mai văzut și din coș, din coș, și pe atât am făcut și eu să am ceva pe părință, mă îmbrâc căsele. Și cu covoară, și pe paturi șerge, și... Mă, pături nu-mi place, că așa și pături am. Dar nu-mi place pe paturi, pături. Dacă nu ți de șergă... Așa, nu-i patul cum trebuie. Ori un covor. Da. Eu vă mulțumesc tare mult, la Viorica, că ați stat cu noi în povești. Și Dumnezeu să vă dea multă putere de lucru, că aveți nevoie. Și... Vigheare cât e bună. Cât a dat Dumnezeu. Să puteți aici a lucra. Mai dai și nevoastră de sănătate ca să mai puteți îmbla. Doamne ajută, aș vrea să le transmiteți un mesaj la toți domnii care s-au uitat la mine tale și v-au văzut aici lucrând la război. Numai bine și sănătate să le dai Dumnezeu, că asta e mai bună. Altceva, numai bine și sănătate. Bine și sănătate. Da. Să se bucure de ce au, de familie, dacă au. Să se bucure de tot ce-și drag lor. Așa e și să nu uite de tradiție. Să nu uite, exact. Asta e să nu uite de tradiție. Da, tradiția asta e cea mai faină. Eu după mine una, eu așa zic, că tradiția asta e faină și să nu părăsească. Da, așa cum spunem și noi acolo la Radio Someș, dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem noi cu adevărat. Uite de unde am plecat. După ce nu mai ții tu tradiție. Dar și orice cât e faină și cât e scumpă, nu-i ca o haină tărănească făcută de mâna ta. No, și dacă o cumperi tărănească, cum să mai cumpăr amon, nu-i ca când o faci tu, s-o coși tu, s-o țești tu, s-o faci tu. Asta e mai faină, după mine, eu așa zic. Așa e, Doamne ajută și multă sănătate. Nu și spor la lucru și îmi cer iertare că v-am ținut în povești. Pare bine că ați venit. Doamne ajută.